Da, bună seara, doamnelor și domnilor. Incident șocant la Parlament. Un bărbat a aruncat cu benzină în incinta magazinului de suveniruri și a dat foc. Sute de persoane au fost evacuate din clădire din cauza incendiului. Din fericire, nu a fost nimeni rănit. Ce e cu adevărat spectaculos este că bărbatul a ieșit la pas, pe îndelete, pe sub nasul jandarmilor, traversând tacticos dita mai curtea Casei Poporului, pentru că oamenii legii au fost sesizați abia după vreo 20 de minute că cineva a dat foc intenționat și că nu a fost doar un accident. Despre cum a fost posibil episodul de astăzi într-una din cele mai bine păzite clădiri ale României, discutăm în emisiune. O să vedeți și ce scandal s-a iscat între PNL și PSD după ce s-a anunțat ce portofoliu de comisar primește România. E unul legal cu zero, care nu are nicio legătură cu zona economică, așa cum s-a promis, susțin liberalii. PSD-iștii îi acuză de răutate, de invidie și că sunt mereu partea problemei, nu a soluției. Dar ce înseamnă de fapt postul de vicepreședinte executiv pentru oameni, competență și pregătire pe care l-a obținut România? Vă explicăm în actualitatea ceva mai târziu. Acum însă, prima mea invitată, Elena Lasconi, președintele USR, candidat USR la președinția României. Bună seara! Bun venit! Bună seara! Vă mulțumesc pentru invitație! Cu cât construiți mai mult la candidatura asta și cu cât ne apropiem mai mult de campania electorală aia formală, cu atât se intensifică aceste apeluri ale PNL-ului la unitatea dreptei, la susținerea lui Nicolae Ciucă în turul 2. Pe seama cărui fapt puneți toate demersurile astea? Eu cred că sunt într-o oarecare disperare, dar orele sunt târzii și nu mă refer la ora la asta. E o metaforă pentru a mai vorbi despre negocieri. Speram la o alianță preelectorală cu un PNL, poate condus de domnul Ilie Bolojan. Speram să se întâmple lucruri și să se îndepărteze de PSD. Astea au fost declarațiile pe care le-am făcut și mai ales să se îndepărteze de Klaus Iohannis. Cred că 9 din 10 români nu îl mai agrează, ca să nu spun, nu îl mai suportă. Dar n-au făcut-o la Consiliul Național? Klaus Iohannis. A zis un lider al PNL acolo, era Iohannis, s-a încheiat. A fost un fel de semnal, așa mai degrabă. Da, dar asta nu înseamnă nimic, pentru că cei care controlează și care țin cu dinții de candidatura ostașului nu cred în lucrul acesta și încă răspund la ordinele lui Klaus Iohannis, care a făcut foarte mult rău României, pentru că, deși a spus răspicat că niciodată nu se vor alia cu PSD, a oferit în dar PSD-ului mai mult decât au făcut-o președinții din Partidul Social Democrat. Deci este foarte târziu. Ceea ce pot eu să vă spun este că în momentul de față vorbim despre trei candidați, domnul Ciolacu, domnul Joan și eu. Și dacă există și riscul ca în turul 2 să ajungă doi pesediști, și anume domnul Ciolacu și cu domnul Joană, de aceea aș face apel la electoratul liberal să folosească votul util, așa cum au făcut-o și la București, au demonstrat că pot să facă asta, electoratul de dreapta, pentru că există acest risc, iar domnul Ciucă nu poate să garanteze faptul că liberalii vor ajunge la guvernare, că vom avea o guvernare de dreapta din 2025, dar eu pot să fac asta. Adică, da, domnul Ciucă, de ce nu poate să fac asta? Că dacă ajunge în turul 2, să zicem, are acest bonus al celui care poate să tragă parlamentarele de peste o săptămână, nu? Și să tragă partidul. E undeva pe locul 6 și probabil că vor rămâne, și dacă, să spunem, ar visa frumos și ar crede că o să ajungă în turul al doilea, probabil că guvernarea va fi tot cu PSD și, după cum vedeți, noi trăim din ce în ce mai prost.
Iar România, din punct de vedere economic și la nivel european, e arătată cu degetul. Practic am devenit oaia neagră a Europei de când cu această guvernare PSD-PNL. Și când spun asta, mă refer la cifre și la date exacte, nu la povești. E poate o capcană aici pe care sigur o întinde PNL-ul, spunând votați util cu noi, nu cu USR-ul și cu Lasconi. Dar nu e și o veste bună în sensul în care există această disponibilitate pentru o majoritate de dreapta? Eu nu am încredere. Mă gândesc că ar funcționa și invers. Dacă ajungeți dumneavoastră în turul 2 și trageți USR-ul mai sus la parlamentare, PNL-ul să fie obligat să respecte planul, nu? Uite, cine vine pe zona de dreapta... Asta o să discutăm după alegeri. În momentul de față eu nu am încredere în actualii lideri ai PNL-ului, dar știu că există oameni de calitate în PNL și am și dat exemple, am venit cu o propunere pentru prim-ministru. Trebuie să se schimbe ceva în Partidul Național Liberal, pentru că în felul în care au mers nu arată valorile liberale, ci mai degrabă arată că cunosc foarte bine drumul către sediul PSD. Da. Ce propuneți dumneavoastră acum? Am auzit reacțiile PNL-ului. Le sună lor cum le-a sunat ce a propus USR-ul în 2020, când au făcut acel guvern PNL-USR. Nu ni-l dați pe Orban de prim-ministru, că nu lucrăm cu el, dar dați-ni-l pe Câțu, că lucrăm cu el. Și acum vine Elena Lasconi și spune, dacă premier ar fi Bolojan de la PNL, cu el am putea lucra. Dacă e altcineva, nu. Nu creează asta o reacție de... Nu, n-am spus asta. Totul se negociază. Dar aici vorbim despre principii și despre valori. Și nu mai putem să vorbim despre valori liberale după ce dai mâna cu dușmanul, ca să zic așa. Și când spun asta, mă refer la PSD. Și să fii spectator la... felul ăsta de a guverna care să ducă România foarte jos din punct de vedere economic. Și v-am spus încă o dată, nu-mi place să văd că suntem oaia neagră a Europei. Și când mă refer la asta, mă refer la economie, mă refer la sărăcie, mă refer la faptul că peste 250.000 de copii se duc flămânzi la culcare și că sunt în prag de excluziune socială, suntem pe primul loc în Europa la taxarea muncii. Adică vorbim de multe elemente care nu ne fac cinste. Domnul Bolojan e așa o intersecție, un element de intersecție în tatonările, să le zicem așa, PNL-USR, pentru că am auzit și pe cei de la PNL spunând că a fost o discuție ca Bolojan să fie prim candidat, să zicem, la prim-ministru, să meargă într-un tandem cu Ciucă și că ei consideră că domnul Bolojan ar fi, dacă ar vrea, o propunere bună de prim-ministru. Părea cumva că vă ajută să vă întâlniți măcar pe zona asta, pe numele lui Bolojan. Nu, pe mine nu mă influențează ce spun actualii lideri ai PNL. Eu știu foarte clar care sunt rezultatele domnului Bolojan și România, ca să-și revină din punctul meu de vedere, are nevoie de un guvern de dreapta. Și eu sunt singura care pot să garantez că de la anul va fi un guvern de dreapta. Așa că încă o dată fac apel la electoratul de dreapta pentru acest vot util. Cu ce e mai bună garanția Elenei Lasconi decât a lui Nicolae Ciucă? Pentru că eu nu o să fac niciodată, nu o să dau mâna cu PSD sau cu partidele proruse. Dar aritmetica tot așa de fragilă e, ca să zic așa, depinde de... Da, tocmai din acest motiv vreau să fac încă o dată apel la electoratul de dreapta pentru acest vot util. Viziunea mea este că vom avea un guvern de dreapta, USR, PNL, UDMR, la anul. Altfel, va fi rău pentru România. Dacă noi nu tăiem taxele de la anul și pe muncă și la mici întreprinzători, dacă noi nu încurajăm oamenii de afaceri să aibă posibilitatea să își desfășoară activitatea în România, să aibă predictibilitate, le lipsește lucrul ăsta, stabilitate, se schimbă legile, se dau ordonanțe, mai apar câteva lucruri noi, nu va fi bine. Nicușor Dan încearcă de câteva săptămâni, am văzut, să-și asume rolul ăsta de mediator informal, să zicem, între USR și PNL și alte formațiuni de dreapta, tot insistând că e nevoie de o astfel de majoritate. El a zis și la Capitală, dar nu numai,
și a tot dat exemple despre cum chiar și când PNL-ul, mă rog, avea premierul, parcă lucrurile mergeau un picuț mai bine decât când e acum premierul de la PSD. În orice caz, încearcă cumva să fie un liant. Cum vedeți rolul ăsta al primarului general, care are totuși un număr foarte mare de voturi în spate? Păi, pornim în primul rând de la faptul că eu îl apreciez foarte mult pe Nicușor Dan și îi mulțumesc foarte mult pentru că mi-a oferit semnătură de susținere. Știți că i-a dat-o și lui Ciucă? Da, da, după mine. Mă bucur foarte mult că părea și un gest simbolic. Asta. Le-am dat amândurora tocmai pentru că am încredere în dreapta. Eu mă aștept și ar fi ok să întâmple așa, să-i dea semnătură și domnului Orban, pentru că spune că e tot de dreapta. Pentru că nu ar fi înțelept să se poziționeze decât de dreapta, cum este și cum gândește. Și vreau să-i mulțumesc foarte mult, dar nu uit atacurile mizerabile pe care le-a făcut PNL-ul la adresa lui Nicușor Dan în campanie electorală prin vocea purtătorului de cuvânt al PNL. Și cu toate astea a avut abilitatea Nicușor Dan să fie invitat la Consiliul Național. La Consiliul Național și să fie aplaudat și să ridice sala în picioare. Asta înseamnă bravo, bravo, nu pentru PNL, bravo, bravo pentru Nicușor Dan. Îl apreciez foarte mult ca primar. Este un om foarte inteligent și îi datorăm faptul că el a fost cel care a construit USR-ul. Dar și în calitatea sa de extraordinar matematician, nu cred că poate să rezolve această ecuație care este foarte complicată în momentul de față de a uni toate forțele de dreapta. Pentru că nu că n-ar fi disponibilitate, că și eu mi-am dorit foarte mult să unez forțele de dreapta, dar nu aveam cum să pun pe tavă mandatele pe care le-am fi obținut singuri pentru toți ceilalți parteneri. Adică, ce n-a mers în negocierile astea? Apropo, pentru cu PMP, cu Forța Dreptei, cu Reper, s-a tot vorbit printre ei de orgoliile celor de la USR și era vorba de orgolii. Pătrățica din care nu, de partinică din care nu vor păi, să iasă. Normal adică, că fiecare, eu vă spun, am decență și nu o să mă apuc niciodată să arunc un oroi, mai ales în oamenii cu care am dorit să fac alianță. Dacă ei au ales drumul ăsta, e păcatul lor. Nu a fost vorba de orgolii, a fost vorba de cererile pentru locurile de parlamentari care erau nejustificate pentru cât sunt în sondaj în momentul de față, dar eu îi respect și vreau să-i mulțumesc și domnului Tomac în mod special, domnului Orban și doamnei Strugariu și lui Dragoș Pâslaru, pentru că au participat la negocieri, nu au fost ușoare, ne-am întâlnit de foarte multe ori, am crezut că găsim o cale, dar nu s-a putut. Și nu e doar că USR-ul nu a putut, pentru că și PNL a avut discuții nu cu toți. Contribuiau și ei cu, uite, Forța Dreptei, domnul Orban, cu o mașinărie destul de unsă în teritoriu, atâta cât mai e. Din păcate, MP-ul nu la fel, plus relația cu Republica Moldova, cei de la Reper, poate cu diaspora, bănuiesc că fiecare aducea ceva în farfuria asta comună. Da, dar era nejustificată cererea. Încă o dată, nu aș vrea să dau foarte multe din casă, pentru că atunci când ai negocieri, îți respecti partenerii de discuții și eu chiar asta fac. Ne uităm un pic și la subiectele controversate ale ultimelor săptămâni. Hai să le luăm abrupt așa. După ce l-ați tot ironizat pe Ciolacu în legătură cu studiile făcute, când au fost făcute și așa mai departe, a apărut această informație cu studiile dumneavoastră făcute la o universitate particulară, din Deva și cu licența dată la București. Cei de la PSD au zis că ați pretins că de fapt ați avut de ales, dar n-aveați de ales, trebuia neapărat să dați licența acolo unde ați dat-o, că numai acolo se putea da o licență, nu, ca să fiți acreditată și așa mai departe. Și de aici o întreagă controversă. Hai să lămurim povestea asta. Da, o să o lămuresc. Dar înainte de toate, cred că am mai declarat și aici, mă aștept la aproape orice,
Nu am ascuns niciodată faptul că eu am terminat Universitatea Ecologică din Deva, Managementul Turismului și Comerțului Internațional, pentru că și când am terminat-o, au fost știri la nivel local când am făcut asta, a fost știri la nivel național când am terminat, când am dat licența la ASE, pentru că știu că au căzut, au picat destul de mulți licența în anul respectiv. Și întotdeauna am vorbit despre asta pentru că era singura mea opțiune. Deci, m-am căsătorit la 18 ani, am adus pe lume un copil după 2 ani, după alți 2 ani am divorțat. Când m-am înainte de a mă angaja la Pro TV Deva, eram încă lucram la radio, un radio din Hațeg. Am auzit că se deschide această universitate ecologică și eu îmi doream foarte mult să dau la ASE în timpul liceului. Toată lumea spunea că este o facultate foarte bună pentru că vin profesori de la ASE de la București și de la Institutul de Științe Economice de la Timișoara. Eu mi-am dorit ASE dintotdeauna și am zis, ok, mă duc să dau și eu, deși erau vreo 4 pe loc și deja aveam vreo 5 ani de când terminase liceu, eram cam ruptă de tot ce însemna învățat. Și am dat la facultate, nu mai știu câți erau, oricum către 200, 300, ceva de genul acesta și am intrat pe locul 36, mi-aduc aminte cifra asta și mi-aduc aminte că am sunat plângând acasă și le-am spus încă lucram la radio și le-am zis că am intrat la facultate și ai mei se întrebau de ce îmi trebuie mie asta, pentru că nici nimeni din familie nu a făcut facultate. După am ajuns la Pro TV Deva la foarte scurt timp și gândiți-vă că eram o mamă singură cu copil și cu un job care îmi lua 16 ore, uneori chiar mai mult, pentru că începeam, eram în redacție la ora 7 dimineața, iar ultimul meu jurnal, jurnalul pe local, se termina undeva la ora 23. Și uneori plecam la 3 dimineața în Valea Jiului să fac reportaje cu care se deschidea jurnalul de la Pro TV București, care era pe vremea aia la 19:30. Nu știu dacă vă mai aduceți aminte, acele vremuri. Am muncit foarte mult, am încercat, m-am dus la școală, în primii 2 ani am crezut că nu o să termin, pentru că era foarte, foarte greu. După aceea am stat să mă gândesc, zic, opțiunea mea este să nu fac niciodată o facultate sau încerc să mă țin de asta și să trec examenele. Asta era scopul meu, să trec examenele și să mă țin de școala asta. Și am învățat. Am reușit să trec, v-am spus, foarte greu, au fost primii 2 ani. Apoi a fost un pic mai ușor. Iar când am terminat facultatea, aveam opțiunea să dau licența, dacă mă așteptam câteva luni, la o facultate din Sibiu, unde mai mult de jumătate din colegii mei s-au dus să dea, era tot una particular, acreditată, și mai mult de jumătate se duceau să dea acolo licența. Iar eu m-am ambiționat să dau la ASE, mi-a luat concediu 3 luni, a fost, cred că, cel mai lung concediu al meu. Deci aici a fost chestiunea, așa zise, alegeri? Adică da. Ați fi putut să dați la Sibiu, dar ați dat la ASE la București. Sau aș putut să nu fac. Sau să, mă rog, asta... Da, stați un pic, nu trebuie să aibă toată lumea facultate, puteam să nu o fac. Mi-a fost foarte greu, dar am zis că mă țin de ea. Nu, puteai să ai, deci aveai posibilitatea să dai licența la orice facultate acreditată. Nu la ASE. Nimeni nu te obliga să te duci la ASE. Puteai să te duci la orice altă facultate care era acreditată. Și eu m-am dus, am învățat și am martori în acest sens. Am colegele mele cu care am învățat, cu care veneau și au stat cu mine la București. Aveam toți pereții tapetați cu toate formulele, cu toate citatele posibile. Și am reușit și m-am bucurat că am obținut 8.40 la scris și 10 la lucrarea de licență. Adică am terminat cu 9.20, dar nu am spus, nu am bătut niciodată cu pumnul în piept că eu am făcut ASE-ul, dar mă mândresc cu faptul că am luat licența la ASE în condițiile în care picaseră foarte mulți în anul în care am dat eu licența, pentru că atunci m-am ambiționat și am zis, vreau să învăț pentru licență. Deci, când ai un copil de crescut, și aș vrea să se pună multe mame în locul meu, dacă le mai arde, adică și cu copil și cu serviciu, pentru că nu aveam... atunci 2 ani de concediu de creștere copil sau nu exista așa ceva. Deci eu am plecat să muncesc înainte de a avea 3 luni.
fata. Deci a fost greu, dar eu nu regret nimic din ce am făcut și sunt foarte mândră de ce am făcut. Iar dacă unii dintre acești domni care încearcă să mă critique sau să-mi pună o ștampilă mie, pentru că nu s-a discutat niciodată, nicio campanie electorală despre notele pe care le-a obținut în școală și știu de la cine vine, tot pe filiera PNL, cu care aș vrea să fac un guvern, adică aș vrea să propun un prim-ministru, pentru că știu exact toți pașii pe care i-au urmat. Am fost jurnalist atâta vreme și vă dați seama că am și eu sursele mele, din trei surse aflu lucruri. Da, e o campanie grea. Dacă ei au scos chestia asta, înseamnă că nu au nimic despre mine, pentru că asta mi se pare extrem de subțire. Și dacă vor să se ia la întrecere cu mine pe cultură generală, pe ce vor ei, nu au decât să facem o dezbatere. Să vedem. O să fie o campanie care o să discute despre chestiunea asta a studiilor sau o să se închidă în precampanie după dumneavoastră? Că deja s-a vorbit atâta de cărți, doctorate, bacalaureat, da, perioadă de lipsă din CV și așa mai departe, că probabil că lumea e deja mi se pare că este o strategie. Este o strategie prin care să ducă în derizoriu asta și să nu vorbim despre lucrurile cu adevărat importante. Eu sunt un om al faptelor. Până una alta, domnule Mușat, eu sunt primar, ceea ce înseamnă că sunt ordonator principal de credite. Am atras la câmpul lung fondurile europene cât e bugetul orașului pe 40 de ani, nu a făcut niciun primar din România. Deci dacă eu cu Universitatea Ecologică din Deva, da, pe care cu greu am terminat-o, și cu faptul că am luat licența la ASE, am făcut ce nu a făcut niciun primar de la Revoluție și până în prezent, înseamnă că am viziune, înseamnă că știu și înseamnă că mă recomandă faptele. Da, știți că critica este, domne, primar de oraș mic cu ambiții de președinte de țară mare. Cum facem să le suprapunem? Da, știți cine spune asta? Cei care nu au primit nici măcar un vot în viața lor și care au fost doar puși de partid în diverse funcții. Când o să, dacă am în fața mea oameni care au avut voturi de la români pentru ceva, orice, și dacă au avut voturi de că e președinte de bloc sau de scară, da, putem să discutăm. Da, apropo, după faza asta de umanizare prin care văd că trec toți candidații în aceste prezidențiale, viață personală, chiar și istoricul notelor din facultate și așa mai departe, în mediul lor, acasă, printre cei cunoscuți, când ajungeți dumneavoastră, că acum noi doi stăm de vorbă, la planul concret pentru Cotroceni, pentru președinție. Am planul concret, dar aș vrea să îl spun și să... Deocamdată știm despre dumneavoastră că o să fiți un președinte care unește. Ăsta e sloganul pe care îl repetă colegii dumneavoastră pe oriunde se duc. Asta se va întâmpla și să știți că nu există campanie de umanizare. Dacă vă referiți la emisiune dată pe un alt post de televiziune, pot să vă spun că așa mi s-a comunicat că o să fie... vor să facă reportaje cu candidați la prezidențiale, să-i vadă cum trăiesc, ce fac, ce mănâncă. Și la faptul că v-ați lăsat filmată sau ați postat de pe la festival, de pe la mănăstire, exact, de pe la nu știu ce adunare. Dar, ceea ce vreau să vă spun este că după ce am văzut finalul, mi-am dat seama că doar eu am fost cea care i-am lăsat să vină peste tot, la mine în curte, în oraș, în bucătărie, peste tot. În rest, toate celelalte erau reportaje cu interviuri care nu-ți spuneau absolut nimic, cu oameni triști, da, știu că sunt într-un fel arătată cu degetul sau condamnată, că poate zâmbesc prea mult, dar eu m-am săturat de triști, care se iau prea tare în serios, dar de fapt ei nu încearcă altceva decât să fure cât mai mult din țara asta și să își umple buzunarele și pe ale lor și pe ale apropiaților lor. E, cum să zic, e aceeași placă de 35 de ani. Aveam 18 ani la Revoluție. Și deja, știți cum, îți dai seama că țara asta este condusă de câteva zeci de politicieni care se mai schimbă între ei și care încearcă să-și facă lor bine și familiilor lor și nepoților lor și cunoștințelor lor. De ei o să vă loviți și într-un efort din ăsta de a face ori guvernare comună, ori de a negocia anumite lucruri dacă o să ajungeți președinte. Da, dar pe de altă parte... Una din prioritățile mele, dacă nu este chiar pe primul loc, e o reformă pe burne în justiție, pentru că nu scăpăm de corupția asta. O alta este în educație, în sănătate și, bineînțeles, că o să am politică externă, pentru că asta este, în primul rând, prioritatea
președintelui României. Dar mai presus de toate asta, cred că rolul președintelui este și unul moral. Pentru că de asta spuneam de a uni comunitatea. Cum se unește comunitatea? Îi chemă acum pe oameni și gata, i-am unit? Cum se întâmplă lucrurile astea? Nu. Poți să faci lucrurile astea în jurul unor idei, pentru că dacă tu nu ai o bază solidă, adică nu ai un popor unit, nu poți să construiești fără asta. Sunt foarte multe lucruri de spus. V-aș putea spune că o să lupt ca românii să trăiască mai mult în mandatul. Deci, în mandatul meu, pentru asta o să lupt. Știți ce înseamnă asta? Că noi suntem la speranță de viață, iarăși, la codaș în Europa. Asta înseamnă că o să militez și o să lupt și o să mă țin de proiectele care țin de mediu, de ape curate. Deci, poate președintele să facă asta? Poate președintele să facă absolut orice. Nu trebuie să fie îngrădit de Constituție atâta timp cât tu poți să mediezi între instituțiile statului, între instituțiile statului și societate. Poți să participi în Parlament. N-am văzut președintele în ultimii 5 ani în Parlament. Poți să te duci la ședințele de guvern. Adică, dacă, de exemplu, vezi că se tărăgânează foarte mult, nu știu, construirea unei autostrăzi, de ce nu poate să se ducă președintele acolo? Ok, nu se apucă să urce el în utilaje și să mai toarne asfalt. Dar poți să te duci acolo și să arăți că pe tine te interesează lucrul ăsta. Da, dar oamenii s-au obișnuit ca după ce președintele pleacă și se fac niște promisiuni, lucrurile să degenereze iarăși. Sau păi, dacă vreți să ne întoarcem acolo, atunci aveți alte variante. Eu sunt singura variantă de dreapta, singura variantă care nu sunt din sistem și nu am un grup de interese în spate. Atât de simplu. O altă chestiune sensibilă, doamna Lasconi, legată de poziționarea dumneavoastră și a USR de la progresism, așa zisul progresism, la un soi de conservatorism. Și aici, iarăși, au existat aceste comentarii. Dom'le, și la festival la Antold, dar și la mănăstire, dar și cu cruce, dar și cu tricou, dar și cu ie. E direcția în care Elena Lasconi ar încerca să ducă USR-ul spre o bază ceva mai conservatoare, spre electorat de mai multe feluri decât își propunea USR-ul înainte. Ce e adevărat din chestia asta și care e direcția? Eu mă bucur că există tot felul de băgători de seamă care spun niște lucruri la care eu nici nu m-am gândit. Mă credeți? Eu nu m-am gândit. Eu când am intrat în USR eram ca acum. Adică aveam aceeași cruce și în 2020, o am și acum, dar am o rochiță pe gât. În 2020 n-a deranjat pe nimeni. Eram pe toate panourile și pe toate afișele. Acum, dintr-o dată... Miza o să fie alta, acum o să fie pe toate afișele din toată țara. Da, 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 și stai puțin, că acum e o problemă că o am. Nu, eu cred că dacă e să te gândești așa, valorile sunt cele importante. Și dacă stăm să ne gândim că catedralele, statul de drept, statul democratic a fost pus, a fost construit practic de oameni care au aceste valori creștine. Este ca și cum am nega tot ce înseamnă democrație și am nega libertatea într-un fel. Pe de altă parte, proiectul USR-ului încă de la început a fost unul pentru toleranță. Și când spui toleranță, asta nu înseamnă că trebuie să îi tolerezi pe cei care au aceeași idei și aceleași valori cu tine, ci pe cei care le au diferite de tine. Ce vreau să spun este că USR-ul este deschis pentru toată lumea. Este un partid pro-libertate. Și am spus încă o dată și încă o dată și încă o dată și o mai spun încă o dată aici. Rolul politicienilor nu este să intre în sufletul oamenilor. Rolul politicienilor este să facă da, acești români să trăiască mai bine. Asta e atât de simplu. Nu mi-am propus să mă gândesc. Da, ok, știu că există calcule. Care este electoratul tău? Care e electoratul tău? De parcă românii sunt împărțiți ca la piață. Nu, păi eu vă există spun... Există și dacă dumneavoastră le ignorați sau, mă rog, nu puneți atâta preț pe ele, cu siguranță că oamenilor din jurul dumneavoastră sau celor care vă sfătuiesc le pasă. Să nu ne amăgim că nu le pasă să prindeți cât mai mult electorat, nu? Pe de altă parte, toate astea, studiile, sondajele, toate astea sunt poze de moment. Și pe mine nu m-au convins niciodată aceste sondaje. Eu știu că am o treabă, da? Președinte la Cotroceni. Primul lucru pe care trebuie să-l fac, să ajung în turul 2. Asta e targetul meu. Eu nu stau să mă gândesc, să analizez. Poate sunt oameni care sunt specialiști, poate se pricep la asta.
nici nu mă pricep să fac statistici. Eu știu ce vreau să fac, știu care este planul meu de țară și merg înainte și vreau să vorbesc cu cât mai mulți români ca să știe cât mai mulți români de la mine. Aici era și întrebarea, să ajung în turul 2, dar captând un electorat cu care USR-ul probabil nu vorbea sau nu vorbea la fel de insistent până acum, nu? Un electorat, repet, mai degrabă conservator, mai din zone mai puțin urbanizate, mai puțin corporatizate și așa mai departe. Domnul Mușat, un prieten bun este cineva care știe să asculte și să vorbească mai puțin. Și eu știu să ascult. Și cred că și colegii mei au învățat asta și cred că rezultatul din 9 iunie, 2,7, i-a pus pe gânduri și să știți că îi ascultă pe români. Și când mergem împreună în caravană și când ies să meargă după semnături, cred că au început să învețe să asculte mai mult. Dacă vă uitați spre turul ăsta 2, partidele mari, cele două partide mari în cazul nostru, au, să zicem, ceva mai multe șanse să-și împingă candidații acolo, pentru că au aceste mașinării de partid, în special mașinăriile primarilor. Și dumneavoastră știți foarte bine mecanismul ăsta. USR-ul nu are genul ăsta de armată, genul ăsta de mecanism. Cum o să compenseze? O să avem și foarte mulți voluntari și când spuneți partidele astea mari, de ce au devenit ele mari? PSD, PNL, la ele. Dar de ce au devenit ele mari? De ce nu putem să fim și noi un partid mare? De ce nu putem să ajungem un partid mare? Pentru că s-a decredibilizat foarte mult PNL-ul. Zic, mari în ordinea mandatelor pe care le-au. Asta da. Dar din Parlament și din primării. Păi, acum suntem în competiție, nu? Haideți să vedem cine va fi cel mai bun. Această discuție despre planul pentru Cotroceni, când va începe? Sau și cu ce va începe? Nu, eu planurile le-am și liniile le-am, m-am spus. Corupție, educație, sănătate, politică externă. La asta țin foarte mult, dar aș vrea să vin și să le vorbim pe îndelete în momentul în care o să le am pe site, pentru că vreau să fac și eu măcar un eveniment. N-am făcut un eveniment de lansare a candidaturii, n-am, măcar când lansez programul de țară. S-a lansat candidatura și de două ori oarecum, adică da, două deci, faze. Măcar atâta, să vin și eu cu o noutate când o să activez site-ul elenalasconi.ro. Despre episodul de azi, portofoliul pe care l-am obținut la Comisia Europeană, aici m-ați lovit. Aici? Nu, m-ați lovit rău. Păi nu știu. Că nu am putut să mă abțin. E de bine sau nu e de bine? Este un portofoliu de mâna a treia, a patra, a cincea, a șasea. Ar suna oarecum binișor dacă ai zice că avem și noi șefa pe resurse umane pe Europa. Acum câteva luni domnul Ciolacu spunea că o să avem ceva serios pe economie, ceva deosebit pe economie. Păi cum să ai ceva deosebit pe economie când tu ai cel mai mare deficit bugetar, deja specialiștii vorbesc de chiar 8% până la sfârșitul anului, și te duci cu miloaga, cu sărul mâna, cu capul plecat la Comisia Europeană, la Ursula von der Leyen, să te îngăduie să mai o lungești puțin cu deficitul bugetar. Scuzați-mă că vine să strănut așa. Și după aceea să te duci să negociezi pentru un mandat serios. Ce mandat pe economie ăsta? E cu resursele umane și stați să vedeți, știți care e culmea? Că este singurul mandat, deci este singurul, este absolut incredibil, care nu are nicio putere de decizie la nivelul Uniunii Europene. Ciolacu zice controlează o cincime din bugetul. Deci nu are nici o... Nu există decizie la nivel de Uniune Europeană. Toate astea se iau la nivelul fiecărei țări membre a Uniunii Europene. Așa că, probabil că o să-l avem pe domnul Séjourné la industrie, care a fost acum, cred că chiar ieri, a fost nominalizat de domnul Macron. L-am și cunoscut pe domnul Séjourné, știu că a venit și când am lansat atunci campania pentru europarlamentare. Suntem în mesaje, dar nu a obținut România. Dar însă a obținut un prieten foarte bun al USR, care este Renew, domnul Séjourné, probabil o să fie cel mai probabil comisar. Deci titulatura comisar de vicepreședinte nu vă impresionează că avem unul din cei șase vicepreședinți? Pe mine nu mă impresionează titulaturile.
Pe mine mă impresionează faptele. Cam asta e. Deci eu cred că cea mai mare roată de moară, cel mai mare bolovan pentru domnul Ciolacu este chiar domnul Ciolacu. Și dacă stau să mă gândesc la vorbele domnului Titulescu, spunea că dați-mi o politică internă bună ca să fac o politică externă bună. Cum să ai tu credibilitate în exterior când aici tu te duci cu capul plecat, adică slugă. Cam asta e. Cum s-a descurcat, în opinia noastră, domnul Ciolacu în acest episod al inundațiilor? Acum, ca primar, ca fost jurnalist de eveniment și ca în calitate de candidat la președinție, evaluarea pe episodul ăsta? Am văzut un domn care nu mai avea nici, că avea și hainele murdare de la noroi, de pieduse tot. Și la aceste inundații am văzut un sincron la una dintre televiziuni, nu mai mi-aduc aminte la care, și spunea, plângea, era un om în toată firea, tânăr, nu era în vârstă, și zicea să vină domnul Iohannis să ajute cumva. Domnul Iohannis, care nu vine niciodată pe nicăieri, dar probabil că a văzut că a trimis cumva cei care răspund la ordine. Doi a trimis. Și Ciolacu și Ciucă. Mulțime, poze, televiziuni. Într-un fel, sincer, mi-e silă să văd astfel de imagini și credeam că o să mă întrebați ceva de inundații, pentru că era vorba de subiectele la zi. Și aș vrea să vă arăt o dovadă. Spunea domnul Ciolacu că nu știa, nu preconiza că o să aibă loc inundații. E bine, știa toată țara, s-a spus la televizor, despre faptul că vor fi ploi în zona respectivă și spunea că nu știa anul ăsta, că nu știa, că nu l-a surprins viața, cumva. Și eu am aici, vă rog, aici este o dovadă a faptului că Marcel Ciolacu, cel care se vrea președintele României, a mințit. Aici scrie așa. Un articol din Cotidianul Adevărul, publicat în 10-11-2011, în care spune situație alarmantă, deci 2011, spune așa, situație alarmantă, barajele Șumbrede amenință 30.000 de gălățeni. Cel puțin 12 baraje din județul Galați au fisuri periculoase. Un control făcut recent de autoritățile de la mediu, cele de la Protecția Civilă și de la Apele Române a scos la iveală faptul că în județul Galați există 12 acumulări de apă, ale căror baraje și diguri sunt în stare proastă. Concluzia comisiei este că în cazul unor viituri mai multe așezări gălățene în care locuiesc circa 30.000 de oameni pot fi puse în pericol. Mai mult decât atât. Deci asta a fost în 2021. În 2010 a murit o persoană, sinistrați 5.000, în 2013 11 persoane decedate, sinistrați 8.000, peste 2.000 de locuințe au fost grav afectate. Doamne, arătați și noi că acolo e o istorie care se repetă, de fapt. Bineînțeles! Cum să spui chestia asta când toate comandamentele de urgență au fost activate la nivel național? Cum să spui, cum să minți în halul ăsta? Mai mult decât atât. De ce vă spun că nu există viziune? Uitați-vă în cazul meu, la Câmpul Lung. Am reușit să obțin granturi norvegiene pentru a face un studiu. Toată lumea zicea, ce trebuie la Sconi, studiu cu clima. Cu impactul asupra schimbărilor climatice la nivelul municipiului Câmpul Lung. Dom'le, nu a făcut nimeni asta. Iar studiul pe care l-am făcut, și o să explic imediat ce e, că nu vă plictisesc cu foarte multe date tehnice, am făcut împreună cu un institut din Liechtenstein și cu Facultatea de Geografie de la Universitatea de la Politehnică de la București, un studiu pe tot orașul, cum s-ar putea face pe toată țara, da? Pe tot orașul am făcut acest studiu și
Dacă, de exemplu, într-o zonă alunecări de teren, acolo știi că trebuie să faci consolidări și le poți face pe fonduri europene și le obții 100% pentru că studiul ai făcut pe fonduri europene. Și studiul ăsta este la baza studiului care se referă la schimbările climatice din România, la nivel național. Deci, la nivel național este luat în calcul ăla de la Câmpul Lung, ca să vedeți ce înseamnă om cu viziune. Dacă erați președinte, ați fi mers acolo, deși au mers deja premierul și președintele Senatului, liderii coaliției, mă rog. Dacă eram președinte, eram înainte de toate, pentru că eu am trecut prin asta și v-am spus, am făcut deja un studiu la nivelul orașului cu schimbările climatice, cu impactul la schimbările climatice, m-aș fi asigurat că există la nivel de țară unul, că există o strategie clară și că deja am depus proiecte pe fonduri europene ca să le reparăm. Nu să ne surprindă viața. Deci aici ne-a surprins viața. Ne-a surprins viața, da? Din 2010 știm că e o problemă și în 2024 ne-a surprins viața, nu știam nimic. Ei bine, nu. Elena Lasconi, candidata USR la președinția României, mulțumesc foarte mult. Și eu vă mulțumesc și mulțumesc și celor care au fost alături de noi în această seară. Ne întoarcem, doamnelor și domnilor, imediat și cu incidentul cu piromanul de la Parlament și cu întâlnirea Nicușor Dan Ciolacu, de la ce s-au luat în privința traficului și apei calde în capitală, și cu portofoliul ăsta foarte impozant, așa misterios, pe care l-am primit la Comisia Europeană, imediat. Din actualitatea, doamnelor și domnilor, astăzi administrația prezidențială ne-a spus că președintele intenționează să-și termine mandatul la termen și nu are nimic altceva în plan, demontând în felul ăsta scenariul că Iohannis ar vrea să obțină un loc de senator pe listele PNL, să lase locul liber vreo două luni pentru Nicolae Ciucă pe post de președinte interimar și în felul ăsta să-l ajute cumva în campania electorală. Invitații mei la această oră, Florian Bodoc, senator PSD, bună seara, Daniel Constantin, deputat PNL, bună seara, sociologul Vladimir Ionaș, bună seara, consultantul politic George Rupă, bună seara, mulțumesc tuturor. Ne-am liniștit într-o formă sau alta? Ce a fost asta? George, vreo idee? Acum vreo două, trei seri vorbeam cu un prieten din Partidul Național Liberal care îmi spunea cineva încearcă să lanseze aceste zvonuri pentru a ne afecta imaginea, doar că tare mi-e frică că s-ar putea să fie adevărate. În momentul ăsta, o eventuală candidatură a domnului Klaus Iohannis, a președintelui Klaus Iohannis pe listele Partidului Național Liberal, cred că ar afecta partidul, și asta pentru că președintele se află la finalul acestor 10 ani la o cotă de încredere extrem de scăzută. Cred că doar unul din 10 români îl mai simpatizează astăzi pe Klaus Iohannis. Asta e o cotă rotunjind, așa, undeva la jumătate, na, poate 10, poate 11, poate 12, poate 9, nu știu, la jumătate din cota de încredere pe care o are Partidul Național Liberal. Pe lângă asta, cred că ar fi, dată fiind asocierea cu Nicolae Ciucă, care s-ar face și mai puternic în mod automat, cred că ar influența în mod negativ și candidatura liderului PNL. S-a discutat scenariul ăsta la un moment dat? Unii au zis ne trage în jos, alții au zis ne poate ridica. A fost ceva? Eu la toate discuțiile la care am asistat nu am auzit de o astfel de ipoteză. Am avut și astăzi o ședință la partid și nu s-a pus în discuție această temă. Acum stăteam și mă uitam că și ieri am fost, cred că tot la dumneavoastră la televiziune am intrat, și temerea mare a unor oameni politici sau oameni care își exprimă opiniile la televizor era că, domnule, pleacă președintele de la Cotroceni și creează un avantaj domnului Ciucă ducându-se dânsul președinte interimar. Asta era marea temere. Astăzi nu mai e temerea aceea, astăzi temerea este că, domnule, va candida domnul Iohannis. Sunt pure speculații, astăzi chiar am văzut un comunicat oficial. Acum, însă, trebuie să ne uităm și în trecut. În trecut avem această experiență cu președinți care au plecat de la Cotroceni și care au venit în Senatul României. Da, Ion Iliescu, Traian Băsescu. Eu mi-amintesc acum, prin anii 2013-2014, nu mai știu cu exactitate, vremea USL-ului, că exista o discuție atunci pe modificarea Constituției, fundamentată pe faptul că ar fi bine să folosim experiența foștilor președinți într-o anumită zonă, da, diplomatică. Băsescu s-a dus la Parlamentul European, mă rog, dar după... A fost și senator. Da. Nu? Dacă vă referiți la Traian Băsescu, și am înțeles bine, a fost senator, în Parlamentul României. Și după aceea a fost președintele României. Sigur că da, în 2016. Diferența între finalul mandatului și candidatura la Senat a fost de 2 ani.
Un an. Mă rog. Doi ani. Scenariul în care, iată, dezmințit cumva de administrația prezidențială, e final de subiect ăsta, ziceți? Eu zic că mai rămâne o portiță. Și anume? Dacă se schimbă legea. Aha, interesant. Dacă se schimbă legea și nu mai există obligativitatea de a fi membru de partid să candidezi, se redeschide portița sau se rămâne întredeschisă portița. Nu știu dacă... Și îl bănuiți pe președinte care are această intenție? Sau că e... Nu-l bănuiesc de nimic. Am auzit și eu din spațiu public acest zvon. Nu știu dacă folosește sau nu folosește Partidului Național Liberal, însă nu știu dacă... Nu știu ce experiență ar putea aduce în Senat. Asta... Asta e întrebarea mea, dar, mă rog, dacă... E totuși un președinte cu 10 ani de mandat. Acum, știți cum îmi spunea un lider liberal astăzi într-o altă emisiune, uitați-vă la cine mai e prin Parlament, la anumite figuri, și o să vedeți că bagajul cu care ar veni președintele oricum e la lumină. Ideea este că pentru a schimba legea... Orice se poate dezbate. Da, dar pentru a schimba legea, unul dintre partide trebuie să-și asume să o schimbe. Vladimir, vedem Ionaș? Cine. Până la urmă e o decizie politică. Am mai avut astfel de decizii și în trecut, și în cazul domnului președinte Iliescu, și în cazul președintelui Băsescu. Și acum va fi aceeași situație. Un partid trebuie să-și asume o astfel de decizie. Dacă vorbim din perspectivă electorală, de asemenea, fiecare partid trebuie să calculeze foarte bine și să pună în balanță. Inclusiv președintele trebuie să pună în balanță dacă domnia sa consideră că o astfel de candidatură ar aduce un plus sau ar fi un minus. Din punctul meu de vedere, cum arată datele, ar crea o problemă PNL-ului și atunci nu știu dacă ar fi cea mai indicată, mai ales locul. Că și aici e o problemă. S-a discutat mult despre o candidatură la București. E o problemă. Dacă s-ar fi dus și ar fi candidat la Sibiu, de exemplu, poate ar reprezenta un plus. Dar în București nu reprezintă acest plus și atunci mă îndoiesc că se va ajunge, pentru că eu am ascultat cu atenție discursurile de la Consiliul Național, mai ales discursul domnului fostului președinte al Partidului Național Liberal, al domnului Valeriu Stoica. A fost un imediat discurs foarte revenim, bun. Domnilor și domnilor, despre incidentul de la Parlament cu cel care a dat foc și a reușit să plece tacticos la pas pe sub nasul jandarmilor. Ne uităm și la ce ne aduce portofoliul ăsta pe care l-a primit România în Comisia Europeană, din nou subiect de scandal între PNL și PSD. Revenim.